Evaluarea națională 2024 pentru elevii clasei a 8-a a continuat astăzi cu proba scrisă la matematică. Peste 2500 de elevi din județul Vâlcea s-au pregătit intens pentru această zi, fiind conștienți de importanța notelor obținute la acest examen. Rezultatele de la evaluarea națională sunt importante mai ales pentru elevii care vor să meargă la liceele de top din Vâlcea. Emoții constructive, asta e ca părinte. Suferim odată cu ei acolo. Cum s-au pregătit? Au făcut meditații? S-au pregătit, să știți, la școală, au făcut pregătire cu toată clasa. Meditații, cum s-au pregătit? Da, toată lumea cred că face. Făcut și noi ca toată lumea. Da, sper, sperăm. Emoții sunt fără discuție. Acum sperăm să fie bine. Puțin, numai vreo 10 ședințe ultimul an. Au avut profesor foarte bun la clasă. Noi am mai avut un copil înainte, tot aceeași profesor, am fost foarte mulțumiți. Subiectele la matematică au fost considerate ușoare de foarte mulți elevi. A fost tot de nivel mediu, mai ușor decât anul trecut, raportându-ne la subiecte. La română foarte ușor, sper să iau 10 și la matematică, Doamne ajută! Ai făcut meditații sau cum? Da, foarte mult. A fost cât de cât greuțe, dar cu bine ne-am descurcat. Ai făcut meditații sau cum te-ai pregătit? Nu, am făcut și acasă, am făcut și meditații. A fost mediocre, așa, n-au fost nici grele, dar nici ușoare. Te-ai pregătit mult? Ai făcut meditații? Da, chiar am făcut și consider că pot să iau o notă bună. Pentru mine cei drept a fost destul de ușor, dar... Ce drept am făcut decât grilele, că acelea mi s-au părut importante până în 7. Sper să fie bine ce drept, dar nu știu exact. Cum te-ai pregătit? Ai făcut meditații? Da, destul de des. Cam în fiecare weekend, chiar de 3 ori pe săptămână. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 3 iulie 2024. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice în intervalul orar 16-19 și pe 4 iulie în intervalul orar 8-12. Rezultatele finale se afișează pe 9 iulie.